Adolf Hitler este mort de mai bine de 70 de ani. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial s-a sinucis într-un bunker din Berlin atunci când a realizat că nu va câștiga războiul. Cum ar fi dacă printr-o modalitate cumva Hitler ar învia? Cum ar reacționa societatea modernă la reîntoarcerea lui, l-ar iubi sau l-ar urâ? Cu siguranță societatea noastră nu i-ar permite să câștige iar atâta putere, nu-i așa? Astăzi răspundem la întrebarea, cum ar fi dacă Hitler ar trăi acum? Poate că nu ți-ai pus niciodată această întrebare, deoarece acest lucru ar fi imposibil având în vedere capacitățile tehnologice actuale. Deci, cum ar reuși Hitler să învie în primul rând? Poate că un om de știință nebun a elaborat ceva experiment gen Frankenstein și l-a adus la viață. Sau poate că Hitler nu a murit niciodată și în schimb a fost criogenizat pentru a putea să-și continue viața în lumea modernă. După ce Hitler s-a sinucis, corpul său a fost ars, ceea ce a provocat apariția multor speculații care dezbăteau posibilitatea ca acesta să scape și să-și trăiască restul vieții. În 2009, câteva din rămășițe au fost testate și aparțineau unei femei care avea 40 de ani sau mai puțin. Deci, este foarte posibil ca Hitler să nu fi murit în modul descris de istorie. Dar, de dragul videoclipului, hai să nu ne gândim la detalii specifice și să intrăm direct în subiect. Dacă Hitler s-ar reîntoarce la viață, ar face-o într-o lume complet diferită din punct de vedere cultural. Între 1930 și 1940, Germania era un loc care promova violența și prejudiciul. Țara este acum foarte diferită. Hitler ar fi șocat să afle că evreii au devenit practic unul dintre cele mai puternice grupuri din Statele Unite. Polonia încă există și o mare parte din lucrurile pe care le-a realizat în timpul domniei ca Führer au dispărut. Probabil că ar omorâ-o pe cancelarul actual al Germaniei, Angela Merkel. În plus, restul lumii este foarte diferit din punct de vedere cultural și tehnologic. Dacă Hitler s-ar întoarce în perioada modernă, cel mai probabil nu ar fi de acord cu modul în care aceasta s-a schimbat. Un film care portretiza revenirea lui Hitler în Berlinul de astăzi a devenit unul dintre cele mai mari producții din Germania în anul 2015. Filmul este numit Look Who's Back, adică Uite cine s-a întors, și e bazat pe un roman de Timur Worms cu același nume și analizează ce s-ar întâmpla dacă Hitler s-ar întoarce în Germania din zilele noastre. În Uite cine s-a întors, Hitler reapare magic într-un proiect imobiliar din estul Berlinului, aproape de faimosul bunker unde și-a pus capăt zilelor. Hitler se întâlnește cu un regizor și decide că cea mai bună modalitate de a reveni la putere este de a deveni o personalitate TV. Filmul documentează interacțiunile reale între actorul care joacă rolul lui Hitler și germanii obișnuiți. Desigur, aceștia nu au crezut că este însuși Hitler, ci mai degrabă un comedian sau un actor metodic îmbrăcat pentru acest rol. Totuși, Hitler îi întreabă pe oamenii pe care îi întâlnește în public despre problemele lor și apoi le folosește în avantajul lui. Ca de exemplu pe străinii care veneau din afara țării. Producătorii filmului au realizat cu câtă ușurință se confesează oamenii obișnuiți unui actor îmbrăcat în Hitler despre problemele lor. Într-una dintre scene, acesta convinge un grup de fani ai fotbalului să atace pe cineva care adresa comentarii antigermanice. Conform producătorilor, această sarcină a fost destul de ușoară. Hitler apare apoi la un show de televiziune numit What Dude, acolo unde se abate de la scenariu pentru a-și transmite în direct propriile opinii. Videoclipurile cu discursul său ajung să câștige popularitate pe YouTube și Hitler devine o celebritate. Poate ai crede că în ziua de astăzi nu există nicio posibilitate ca istoria să se repete. Trăim într-o societate cu mult mai diferită decât cea a Germaniei naziste. Probabil că am învățat despre atrocitățile oribile pe care le-a comis el atunci, dar după cum am văzut în acest film, este în totalitate posibil să provoci oameni să facă ceva oribil folosindu-te de fricile lor. Poate că în prezent acesta nu a reușit să comită un genocid în masă, dar ar fi foarte probabil să se ridice la putere, în special având în vedere climatul politic de astăzi. Există mișcări neonaziste de extremă dreapta care au câștigat teren atât în Statele Unite cât și în Europa și care sunt în căutarea unui lider asemănător cu Hitler. Totuși, se poate ca lucrurile să fie cu totul diferite. Dacă Hitler ar reveni la viață, iar lumea ar afla acest lucru, ar putea să fie în sfârșit adus în fața justiției. Chiar și așa, în multe locuri, pedepsa cu moartea a fost desființată. Constituția actuală a Germaniei interzice pedepsa capitală.
Din acest motiv, pedepsa care i s-ar atribui ar fi cel mai probabil o sentință pe viață la o închisoare de maximă securitate. Desigur, dacă Hitler ar învia, toată lumea se va întreba cum s-a întâmplat acest lucru. Persoana care l-a adus la viață ar fi și ea pusă în fața justiției, deoarece acest demers ar încălca legile etice. Dar tu, ce crezi că s-ar întâmpla dacă Hitler ar trăi acum? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!